Vă spuneam, Erdogan se laudă că Putin va merge în Turcia. Putin nu se grăbește să confirme. De ce, Ion Mioniță? Nu cred că e confortabil să plece din Rusia. Oricum nu e prea confortabil să plece din Rusia, în câte călătorii a fost el, bineînțeles, înainte de problema cu mandatul. Nu prea, că n-avea unde să se ducă, mai la Asia Centrală, dar cred că nu e confortabil să plece cu avionul. E frică. Avionul e avion. Nu? Decolează, nu știi unde ajunge. Așa că de ce să nu stai acasă? Cred că e mai, consideră că sunt mai puține riscuri dacă nu pleacă. S-ar putea să și plece. Acum nu putem să speculăm, evident. Da, poate să și plece, dar probabil că nici nu e convins de utilitatea unei asemenea deplasări. Deci o fi anunțat Erdogan atunci că va merge în Turcia? Nu că l-așteaptă, nu că l-invită, ci că va merge în Turcia. Iar Kremlinul nu confirmă. Aici trebuie să punem din nou în context. Erdogan se pregătește de alegeri. A anunțat acum această visă care va avea loc de-abia peste o lună de zile, 27 aprilie. O anunță într-o emisiune, nu e într-o emisiune, spune și am dorit ca pe 27 aprilie, momentul în care vom lansa prima centrală nucleară a Turciei la Acuiu, să participe și Vladimir Putin, pentru că centrala a fost făcută de către Rosatom și ar vrea să-l invite. Erdogan este și el într-o poziție destul de delicată. Sondajele interne în acest moment îl dau în spatele contracandidatului său. Lucru care îi dă fior pe șira spinării. Și atunci el trebuie, cartea care îi mai rămâne, deci ca pe plan intern e foarte greu să se poziționeze economic. Turcia este extrem de jos, au avut acel cutremur teribil. Și atunci cartea pe care poate să o joace Erdogan este în continuare cartea externă. Să devină el acel mare pacificator. Să arate cum, iată, la mine vine un mare lider. Pentru că până la urmă, pentru Erdogan, și a spus asta întotdeauna, Rusia este un partener extrem de important, Vladimir Putin este liderul acestei țări și atunci ar vrea să vină. Să nu uităm că și Xi Jinping, când a fost să vină la Moscova, nu s-a confirmat această vizită până câteva zile înainte. Întotdeauna, mai puțin de o săptămână. Cu mai puțin de o săptămână înainte. Se anunțase de la München, se știa că va urma o, de la conferința. Dar de la data precisă, dar oficial, nu, oficial, evident, nu s-a confirmat niciodată de către autoritățile de la Beijing. Același lucru probabil că este și acum. Vladimir Putin nu vrea să confirme de pe acum, dar nici nu va putea să-i refuze acest lucru partenerului său, pentru că e unul din puținii parteneri pe care îi mai are. Din punct de vedere economic, Turcia a căpătat o semnificație extrem de mare pentru Rusia. Și apropo de ce spuneați dumneavoastră, că nu va pleca, dar ce va face când o să cheme Xi Jinping? I-a lansat deja invitația. Va trebui să meargă la Beijing. Nu părăsește spațiul aerian al Rusiei. Da, până intră în China. E altceva. Și, domnule profesor Pârvulescu, încă o dată observăm că totuși acest mandat internațional de arestare pentru Putin îl încurcă atât de mult, mult mai mult decât s-a crezut în primele zile și oricum mult mai mult decât ne-au lăsat să înțelegem oamenii lui. Da, pentru că, așa cum știți, 123 de țări l-au semnat și ratificat, între care și România, majoritatea țărilor europene, sunt însă țări precum Statele Unite, China, care Statele Unite l-au semnat, dar nu l-au ratificat, China, India nici măcar nu l-au semnat. Sunt 41 de țări care n-au semnat deloc tratatul, deci care refuză categoric să accepte orice jurisdicție în acest plan și sunt altele 31 care l-au semnat, dar care nu vor să meargă mai departe. Pentru cele 123 de state, în principiu, acest mandat de arestare internațională este valid și au o mare problemă. Spre exemplu, state care susțin mai mult sau mai puțin voalat Rusia din celebrul sud global, din America Latină sau din Africa, dacă vă uitați pe hartă să vedeți că majoritatea statelor din aceste regiuni au semnat și ratificat tratatul, sunt în situația aceasta. Sigur că e important, pentru că din punct de vedere internațional, în acest moment, Vladimir Putin este compromis.
Poate că pentru Erdogan nu contează foarte mult, deși pentru o parte din electoratul turcesc contează, chiar dacă Turcia nu este semnatară și nu a ratificat tratatul de la Roma din 1999 privind instituirea Curții Penale Internaționale. Să le reamintim întotdeauna telespectatorilor despre ce este vorba. Și acest tratat care creează acest tribunal internațional specifică foarte clar care sunt domeniile de acțiune, crimele de genocid, crimele de război printre ele, iar Putin este acuzat de crimele împotriva umanității, este acuzat de crime de război pentru deportarea copiilor pe care și-a asumat-o. Am comentat la dumneavoastră în studio imaginile cu Putin și șefa protecției copiilor din Rusia, care își asumau împreună foarte fericiți această situație. Aduceți-vă aminte însă că rușii au înapoiat un număr de copii săptămâna trecută Ucrainei, care fusese reduși într-o tabără. Deci au simțit impactul internațional și au vrut să se scuze. Este într-adevăr, pentru că răspunsul a fost extraordinar de bine gândit. Procurorul internațional, care înainte a fost un avocat extraordinar, care e britanic și care a emis acest mandat de arestare, a înțeles foarte bine care e punctul sensibil. Este vorba de drepturile copilului. Ori drepturile copilului fac ca întreg publicul să fie sensibil la asta. Au întors Rusiei, ceea ce a făcut Rusia în războiul hibrid cu celebrele scandaluri legate de drepturile copilului, inclusiv în România. Vă aduceți aminte când se punea problema corecțiilor care pot să fie adresate copiilor. E bine, acum s-a venit cu acest lucru. E foarte grav. Toți părinții din lume înțeleg că li s-ar putea întâmpla așa ceva. Imaginea lui Vladimir Putin se prăbușește și mai mult, de unde și amenințările unui Medvedev că vor bombarda Tribunalul Penal Internațional, Curtea Penală Internațională, pentru că nu e așa, aceștia sunt vinovați de abuz. Și mai mult decât atât, știți că rușii au început o acțiune împotriva celor de la Curtea Penală Internațională. O acțiune juridică, fără nicio valoare, evident, dar asta arată că le pasă extraordinar de mult, pentru că au fost loviți în ceea ce încercau să argumenteze că ar fi justificările lor. Încă o dată, pentru telespectatorii noștri, este vorba despre copiii pe care rușii i-au furat din Ucraina, i-au deportat în Federația Rusă, i-au trimis în tabere de reeducare sau în fiere forțată, cum să spun. Au fost dați familiilor din Rusia fără niciun fel de documente, fără niciun fel de drept respectat pentru copiii respectivi, în condițiile în care mulți dintre ei au părinți în Ucraina. Deci ei ar avea unde să stea, au familiile lor, dar au fost duși cu forța în Federația Rusă. Și informația momentului Robert Kish, un jurnalist american, Wall Street Journal, a fost arestat în Federația Rusă cu un proces pe repede înainte, procesul ăsta, cum se face și în România, când procurorii cer arestarea, un judecător trebuie să vadă cererea aia și să spună dacă va fi sau nu arestat. În condiții senzaționale, adică o amenințare cu bombă, este dat afară avocat. Cum s-a întâmplat? E prima reținere a unui jurnalist acuzat de spionaj după războiul rece, jurnalist american, mă refer, în Rusia. Acum, nu știu, mă întreb, poate consideră rușii că mai au nevoie de o carte de schimb, poate vor să-și mai recupereze, că am tot văzut că schimburi de prizonieri. În ultima perioadă s-au făcut schimburi de prizonieri între partea rusă și partea americană, că până la urmă și reținerea acelei basketbaliste americane a fost un exces de putere și un exces al autorităților ruse, evident, pentru a încerca pe cât posibil să își recupereze oamenii lor pe care îi aveau americanii. Și am văzut că la momentul respectiv l-au recuperat pe celebrul traficant de arme, care acum e foarte bine și trăiește foarte bine în Rusia, fără niciun fel de problemă. Mă gândesc că poate să fie și ăsta un motiv, dar și un semnal pe care rușii vor să îl transmită puținilor corespondenți pe care presa occidentală îi mai are la Moscova, îi mai are în Rusia, pentru că mai sunt câțiva care se mai află în Rusia și mai transmit de acolo lucrurile așa cum se transmit în presa occidentală, pentru că așa lucrează presa occidentală cu
dovezi, cu date concrete, cu ceea ce se întâmplă acolo, nu cu ceea ce organele de propagandă vor să transmită. Și atunci poate să fie și un soi de intimidare la adresa presei occidentale, internaționale, care se află în Rusia. S-a întâmplat în felul următor. Există imagini, jurnalistul a fost umflat, pur și simplu, de pe stradă, de agenții FSB. Au mers la sala de judecată cu propunerea de arestare pentru 60 de zile, când în Rusia așa se fac propunerile. La noi, senzația mea este că maximul este de 30 de zile și după aia se prelungește. Pentru 60 de zile, numai că exact când erau în sala de judecată, se dă o alarmă cu bombă. Pentru judecători asta nu contează, îl dau afară pe avocat, care teoretic se apăra, și ședința de judecată a mers mai departe. Iar jurnalistul american a fost judecat, sau mă rog, cererea de arestare a fost judecată în absența avocatului lui. Nu contează. În Rusia, omul, americanul, va sta 60 de zile în spatele gratiilor. De aici și avertismentul lui Ion Meioniță, un minut mai avem până la pauză, avertismentul lui Anthony Blinken: cetățeni americani, plecați din Federația Rusă. Sunteți în pericol. Sigur, pentru că aceste tipuri de arestări pun Statele Unite în situația de a încerca să scoată oamenii de acolo și atunci, evident, să ajunge la compromisuri. Eliberarea unor... Victor Bută, traficantul de arme, fusese condamnat la mulți ani și era considerat un pericol. Acum l-au eliberat ca să recupereze sportivul american. Dar ne întoarcem la războiul rece. Astea sunt practici de război rece la care se întoarce, de fapt, Rusia în acest moment. Din acele timpuri existau aceste răpiri, aceste rețineri, aceste arestări, pentru a fi folosite ori pentru informații, ori pentru a fi folosite ulterior în diferite schimburi. Bomba murdară a lui Putin. Despre bomba murdară a lui Putin vom vorbi după o scurtă pauză, cu un verdict care dă fiori. Șeful Agenției pentru Energie Atomică, Agenția ONU, spune că centrala de la Zaporojie nu poate fi protejată. Avem detalii în plus, pentru că s-a terminat inspecția acolo. Vă spunem despre ce este vorba imediat. Vă așteptăm. Imagini impresionante au făcut astăzi în conjurul lumii. Sunt imaginile cu blindatele pe care ucrainenii le pregătesc pentru contraofensivă. Evident că nu sunt toate, dar imaginile sunt cu adevărat impresionante. Le vom vedea și le vom comenta împreună cu invitații noștri. Înainte, despre ce se întâmplă la Zaporojie. A fost acolo șeful Agenției pentru Energie Atomică, este Agenția ONU, Rafael Grossi, și ne dă un verdict îngrijorător. Spune că centrala a primit și mai mulți soldați decât avea înainte, pare că rușii pregătesc ceva acolo, situația este imprevizibilă, nesigură, instabilă, centrala nu poate fi protejată. Aproape că ne spune, noi ne luăm mâinile, gata. Noi nu vă mai putem garanta absolut nimic din ce se întâmplă acolo, de aici înainte, orice se poate întâmpla. Marea catastrofă poate să apară peste o secundă, peste o lună și așa mai departe. Nimeni nu poate garanta pentru ce se întâmplă la Zaporojie, asta spune Rafael Grossi, după ce, în mod surprinzător, a primit aprobare să meargă la fața locului, a inspectat. Agenția are un om la centrală, îl are de mai multe luni, trebuia să se facă un schimb, schimbul a întârziat, dar asta e mai puțin important. Cel mai important lucru este să aflăm de la Rafael Grossi că centrala nu poate fi protejată. Știți, toată lumea se pregătește pentru contraofensiva ucraineană din est, iar acesta va fi un punct foarte important. Ce vor face ucrainenii și ce vor face rușii, care sunt masați în această cazemată, în această fortificație a armatei ruse pe linia frontului, la centrala nucleară de la Zaporojie. Invitații jurnalului, vă reamintesc, Robert Kiș, Ion Meioniță, Emanuel Cernat și Virgil Chițac, este amiral în rezervă. Bună seara, domnule amiral! Bună seara! Cum e să aflați că este o creștere semnificativă a militarilor ruși la Zaporojie? Da, așa a declarat șeful Agenției ONU pentru Energie Atomică, că centrala nu mai poate fi protejată din acest punct de vedere. Care e pericolul și ce înseamnă mai exact că nu poate fi protejată?
Există pericolul ca sistemele de comandă și control să nu mai funcționeze și ferească Dumnezeu un reactor sau mai multe, că sunt mai multe reactoare acolo, să explodeze. Și dacă explodează, contaminează reactiv întreaga zonă. Unii dintre noi au trăit 1986 aprilie spre mai, dacă nu mă înșel, când a avut loc accidentul acela teribil de la Cernobâl. Eu eram în anul 5 de facultate, îmi dădeam examenul de stat, așa se chema pe vremea, examenul de stat, și știu că autoritățile ne îndemnau să nu mai consumăm verdețuri. Revin, consecințele au fost dramatice atunci și ne putem imagina care sunt și asta, pentru că Zaporojul e centrală mult mai mare decât Cernobâlul. Și au fost dramatice pentru că au murit oamenii, au fost boli, cancere, leucemii din cauza radiațiilor. Însă aș încadra prezența militară rusă acolo la capitolul descurajare. Deci, puneți-o în context cu anunțul că vor instala arme nucleare în Belarus, cu descurajarea permanentă nucleară de la începutul războiului și ajungem la concluzia că, de fapt, ăsta este narativul lor. Vor să descurajeze, și să știți că au făcut-o foarte eficient până acum, vor să descurajeze Occidentul în a ajuta efectiv Ucraina și dacă s-ar putea și decisiv. Deci, care ar fi singura reacțiune și care ar fi mesajul lor? Uitați, avem în mâinile noastre centrala, atacați-ne decisiv, așa cum spuneați dumneavoastră, și va sări totul în aer. Ăsta este mesajul descurajator pe care ei îl propagă. Dar, repet încă o dată, aș încadra tot în narativul acesta de descurajare și vă spun că știți dumneavoastră, într-un raport Chatham House, care este publicat săptămâna asta, gânditorii de acolo, de la Chatham House, spun că tacticile acestea ale rușilor de a inocula în permanență o sperietură legată de folosirea armelor nucleare au avut un succes enorm până acum în a împiedica Ucraina să primească din partea Occidentului armele de care au nevoie pentru a câștiga războiul. Această propagandă, domnule Prilipceanu și stimați colegi, a fost o temă predominantă a rușilor. Ei au mobilizat toți propagandiștii, influencerii, purtătorii de cuvânt, agențiile de presă și au propagat toți un singur mesaj. Rusia nu trebuie învinsă, că dacă va fi învinsă, se va declanșa un război nuclear. Vă aduc aminte că și domnul președinte Macron mai de mult a spus așa, că Rusia așa nu trebuie umilită, a fost alt context. Însă, noi ar trebui să fim învățați până acum că între ceea ce spune Putin și ceea ce face și ceea ce intenționează să facă e o diferență mare. Și închei prin a vă spune că am avut o personalitate a României, un general Morozov, dacă nu mă înșel, a fost șeful serviciilor de spionaj militar, care a rămas celebru printre altele și prin o expresie legată de ruși. Morozov spunea așa că rușii una spun, alta gândesc și cu totul altceva fac. Ce bine ar fi ca făcutul aici să fie egal cu zero, dar nu se întâmplă așa. Emanuel Cernat, deci rușii țin centrala asta pentru șantaj, nu? Este un mod de a descuraja o potențială contraofensivă ucraineană din zonă, pentru că și vizita lui Rafael Grossi vine în același context, în care vine și spune, se observă o acumulare de forțe de ambele părți. În toate scenariile care au fost vehiculate în ultima vreme privind potențialele linii de dezvoltare a unei viitoare contraofensive, una dintre aceste linii care a fost amintită de fiecare dată a fost regiunea Zaporojie. A fost în preajma centralei cu țintă către Melitopol. Din acest punct de vedere, Grossi s-a dus, a mers săptămâna trecută la Washington, unde a venit și a mai spus odată despre potențialul risc iminent în jurul acestei centrale. Și astăzi a anunțat că este foarte posibil să facă o vizită și la Moscova pentru a vorbi despre această temă.
Problema acestei centrale în acest moment, trebuie să ne gândim că ea funcționează în continuare cu reactoarele închise, doar două dintre ele fiind într-un fel de hot standpoint, adică mai furnizează un pic de energie, dar ea funcționează cu doar 3.000 de angajați din cei 6.000 pe care avea în faza inițială când funcționa. Deci deja există o problemă. Sunt cei de la Rosatom care supervizează această centrală, ceea ce, ca o paranteză, a fost extrem de comentat îmbrățișarea pe care Grossi i-a oferit-o reprezentantului Rosatom de la centrala din Zaporojie și nu a trecut neobservat acest lucru, dar rolul lui Raffaello Grossi este de a încerca să găsească o soluție. El încearcă să continue planul de dezvoltare a unei zone demilitarizate în jurul acestei centrale. Riscul cel mai mare, așa cum s-a vorbit, pentru că nu e un subiect nou și aici revenim puțin la practica lui Putin. S-a discutat despre amenințarea cu foametea, a revenit ciclic după nici 6 luni de zile. În octombrie era toată discuția referitoare la situația de la Zaporojie. Iată că din nou se reinflamează acest subiect. Este în interesul lui Vladimir Putin să mențină această stare de tensiune la nivel global. Un potențial dezastru la acea centrală, care nu ar surveni în urma unei lovituri directe, ci în urma incapacității de a-și menține acele instalații de răcire active. Au existat nenumărate întreruperi ale curentului electric. De 6 ori a fost tăiat complet electricitatea. Și acea centrală a funcționat doar pe rezervele de diesel. Ce se întâmplă dacă acele rezerve la un moment dat nu mai sunt? Sau nu se mai reușește reaprovizionarea cu acele rezerve diesel? Situația are un potențial destructiv colosal. Și din acest punct de vedere, întreaga planetă se uită cu extrem de mare îngrijorare. Și din nou vom ajunge în același punct în care se va ajunge la o potențială intervenție a Chinei pentru a putea calma această situație. Pentru că până la urmă ne învârtim în acest cerc vicios de fiecare dată când vorbim de această potențială amenințare nucleară. Ion Meoniță, la ce vă gândiți când auziți nu mai poate fi protejată? Centrala nu mai poate fi protejată. Nu poate să fie protejată. N-are cum Agenția pentru Energie Atomică să o protejeze sau să consideră că este în siguranță, pentru că este parte dintr-un teatru de operațiuni. Nu s-a ajuns la niciun acord în acele discuții preliminare privind o posibilă demilitarizare a zonei, adică retragerea ambelor părți. Evident că în această situație n-ai cum să spui centrala e protejată. N-ai cum. Trebuie să spui că nu e protejată, că asta este realitatea. Dar ea este sub controlul Rosatom, este sub controlul rușilor. Sigur că o folosesc ca amenințare. Cum au folosit și torpila care distruge Londra și rachetele hipersonice care trebuiau să radă New York-ul după suprafața Pământului. Cum folosesc amenințarea nucleară în fiecare zi, nu de acum. De când a început războiul, nu există zi în care oficiali sau restul de echipelor de propagandă să nu vină să spună, dar de ce nu aruncăm noi cu bombe? Dar de ce avem arme nucleare? Haide să le dăm drumul. Tocmai pentru a face acest tip de teroare nucleară. Astfel încât societățile din țările normale să le zică propriilor lor lideri, dar ce facem aici? Haideți, cedați, pentru că, uite, ne amenință. Dar lumea s-a obișnuit totuși cu acest lucru. Au văzut că, într-adevăr, a fost vorba despre amenințări nucleare. Spunea chiar liderul de la Kremlin, nu blufez, sunt cu mâna pe buton. Dar un accident, vorbim, ce s-ar întâmpla. Au fost momentele tensionate cu întreruperea aprovizionării cu energie și, evident, intrarea acestor dispozitive generatoare diesel care trebuie să asigure funcționarea pompelor pentru sistemele de răcire ale celor două reactoare care mai sunt încă în funcțiune la un nivel jos acolo. Și, de adevăr, te gândești ce se întâmplă. Se termină motorina, n-a mai venit soldatul cu canistra, ce face, sare în aer, adică se topește miezul reactorului, cum s-a întâmplat și la Cernobâl. Dar, dincolo de asta, totuși cred că Rusia știe foarte bine, Zaporojie
e acolo. E că primii contaminați ar fi ei. Armata rusă care e acolo. Radiația nu cunoaște granițe. Sigur. Nu știi cum bate vântul, cum a fost și la Cernobâl. Au suferit enorm de mult atunci ucrainenii, în primul rând, și după ei, alături de ei, Belarusul. Belarusul are zone contaminate și astăzi, masiv, la granița cu Ucraina, care nu e foarte departe de Cernobâl. Și mulți oameni au murit de boli, aminteați, post-radiații, și în Belarus, și în Ucraina, și în Rusia. Deci, aici, evident că e un joc de tipul ăsta psihologic, da, teroarea, dar primii afectați ar fi cei de acolo. Și vântul duce oriunde radiația. Deci, nu poți să-ți asumi chiar riscul ăsta, oricât ai fi de hotărât, pentru că ți-ai contamina propria armată, care e acolo, care e pe linia frontului. Deci aici cred că este multă amenințare, dar nu cred că armata rusă care controlează zona ar fi atât de inconștienți încât să spună, bun, și dacă sare în aer, ce? Dacă... Pentru că sunt acolo pe teren. Se întâmplă ceva foarte interesant. Vom vedea imediat imaginile cu blindatele pe care le pregătesc ucrainenii pentru contraofensivă. Ne aducem aminte de apelul armatei ucrainene, nu mai vorbiți, nu mai scrieți, nu mai publicați imagini, informații despre contraofensivă. Atunci când va fi, va fi, lăsați-ne să ne facem treaba în așa fel încât efectul asupra rușilor să fie cel pe care ni-l dorim. Și totuși apar imaginile, le vom vedea imediat, și informațiile că dintre toate pregătirile astea pe care le fac ucrainenii pentru contraofensivă, pe rușii deranjează în mod special ceva. Este vorba despre celebrele rachete care sunt produse de Saab și Boeing în Suedia și pe care ucrainenii le au deja. Veți vedea imediat o hartă pe care a fost simulată raza de acțiune a acestor rachete ca să vedeți de ce îi deranjează pe ruși. De unde ne dăm seama că enervează mult pe ruși existența acestor rachete? Pentru că deja propaganda de la Moscova susține că a doborât o astfel de rachetă. Cei care se pricep ne spun că este imposibil, în primul rând că ucrainenii nu le-au folosit încă, și în al doilea rând pentru că aceste rachete zboară prea repede, prea jos și sunt prea mici. Ele nu pot fi detectate deloc. De ce enervează pe ruși? Pentru că uitați-vă cât de mult intră în zona colorată cu roșu. Este zona pe care o controlează acum rușii în Ucraina și pe care ucrainenii o vor putea lovi datorită acestor rachete. Bine mersi în teritoriul Belarusului, Federației Ruse, dar cel mai important este că ele vor putea ajunge până la marginea Crimeei, dacă e să o luăm așa, adică până la extremitatea de sud, la Sevastopol. De exemplu, sunt rachete care îi vor ajuta pe ucraineni să ajungă acolo unde își doresc. 150 de kilometri este distanța la care bat aceste rachete față de HIMARS-urile pe care le-au acum, cu muniție de 80 de kilometri, Robert Kiș. Și foarte posibil ca pe viitor, pentru că cu toții vorbim despre un război care ne așteptăm să dureze în continuare, să primească rachete care să aibă o rază și mai mare de 150. Acțiune. Pentru Ucraina, obiectivul principal al războiului pe care îl poartă cu invadatorii ruși este acela de a recupera peninsula Crimeea. Au spus-o de nenumărate ori, războiul a început cu Crimeea, se va sfârși cu Crimeea. Importanță strategică, peninsula Crimeea și nu doar, și atunci, și simbolică, evident, și atunci probabil vor încerca într-una dintre contraofensivele ucrainene, fie că va fi această ofensivă de primăvară sau o altă ofensivă, vor încerca cu siguranță să recupereze Crimeea. Rușii se și pregătesc pentru asta. Și au săpat tranșee, au ridicat tot felul de arici din aceea, astfel încât să nu treacă tancurile, pentru că se așteaptă la o ofensivă inclusiv în peninsula Crimeea. Vedem astăzi, de exemplu, din Rusia, informații că a fost reținut unul dintre
cei care se ocupau de achizițiile militare, tocmai care erau destinate pentru protejarea Crimeei. Din nou, un detaliu în plus, că rușii se preocupă, pentru că au fost făcute investiții proaste, au fost cumpărate, a fost cumpărat armament care era prost și care nu putea fi folosit, și atunci au început o anchetă și se spune că este vorba despre un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de dolari. Cât despre cealaltă posibilitate a unei ofensive în est a Ucrainei. La fel, astăzi vedeam, de exemplu, că vorbeai și tu, Cosmin, despre acest convoi de blindate al Ucrainei pe care încearcă să-l țină cumva ascuns. E vorba de armament primit din Occident, care va fi folosit cu siguranță în contraofensiva de primăvară. Și în partea rușilor, cel puțin în Republica Populară Donețk, informații publicate de TASS arată că sunt folosite niște tehnici de distragere a atenției inamicului. Folosesc ucrainenii coloane de blindate cu semnele rușilor, astfel încât să inducă în eroare. Cel puțin asta spun rușii. Deci funcționează astfel de... Domnule Amiral, cum e cu rachetele? Ce se întâmplă acum e un lucru normal într-un război prost planificat. Și am să mă explic. Nici o națiune care pornește un război nu dorește ca el să fie lung și costisitor. Toți mizează pe un blitzkrieg. Adică ei cred că au toate mijloacele pentru a lovi suficient de puternic și a câștiga. Așa au crezut și ruși. Însă din cauza unor erori fundamentale și consistente, nu le ești. Au transformat acest război într-unul lung. Și-au supraestimat propriile puteri, și-au subestimat adversarii, au subestimat reacția occidentală, să fie foarte clar. Ba mai mult, sistemele de informații i-au furnizat informații greșite și vă aduc aminte că există informația că șeful diviziei Ucraina din FSB este în arest la domiciliu. În astfel de războaie care se transformă din războaie scurte planificate inițial în războaie lungi, apărătorul își mărește puterea militară mai târziu decât atacatorul. Este exact ce se întâmplă și acum. Mă rog, ce spune unul e un adevăr universal valabil, însă războaiele lungi și-au originea în erori de calcul. Rușii sunt acum în situația în care planul lor a eșuat, planul inițial, în mod evident, și trebuie să calculeze ce fac în continuare. Par să fie abandonat total ideea că vor cuceri întreaga Ucraina sau vor intra în Kiev. Cred că s-ar mulțumi cu crearea podului terestru pe care l-am văzut pe hartă între Rusia și Crimea anexată în 2014 și, în opinia mea, ar fi o ieșire rezonabilă pentru ruși din războiul ăsta. Acum problema a devenit una politică. Planul inițial a eșuat, ei nu mai sunt capabili să ducă războiul, deși marile puteri, cum sunt și ei deținătoare de resurse, își pot permite să aibă poticneli, pentru că pot reveni, însă au nevoie de mult mai mulți oameni și de un sistem logistic mult mai performant, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte greu pentru ruși. Să știți că au pățit-o și americanii, au pățit-o în Vietnam, au pățit-o în Irak, au pățit-o în Afganistan, costul a fost foarte mare al războaielor, însă nu a fost amenințat teritoriul lor, pentru că războaiele se duceau la zeci de mii de kilometri distanță. Rusia însă, în momentul de față, duce un război cu un vecin și, din punctul meu de vedere, foarte ușor acesta se poate extinde în Rusia și uitați-vă și pe hartă și ați precizat și dumneavoastră că rachetele, dar nu numai rachetele, cred că și forțele speciale bine antrenate și am văzut zilele trecute că au fost cazuri care pot pătrunde pe teritoriul Rusiei și ce vreau să spun este că începând din acest moment intrăm într-o nouă fază în sensul în care teritoriul rusesc nu mai este imun la război. De-aia și enervează, de-aia și deranjează acest subiect. Ce înseamnă pentru noastră, domnule amiral, că rușii recrutează la recrutarea periodică de primăvară 142.000 de soldați?
142.000 de soldați. Da. Exact ce spuneam. Ei au nevoie de mult mai mulți oameni și de un sistem logistic foarte bine pus la punct. Oamenii îi pot găsi, însă sistemul logistic bine pus la punct este foarte dificil. Lucrul ăsta înseamnă și putem extrapola o evoluție, o să spuneți care e legătura. Păi dacă au plecat din Rusia 800.000 de oameni, partea emergentă, înainte de mobilizare, sute de mii au murit în război, sute de mii sunt mobilizați, evident că și lucrul ăsta are repercusiuni și asupra economiei lor și există date că economia rusească a început să sufere din cauza sancțiunilor occidentale. Uitați-vă, de exemplu, rubla s-a devalorizat din noiembrie până acum cu 20% față de dolar. Aș adăuga faptul că în Rusia, cu toată blocada informațională, controlul mediei, există totuși niște povești, niște subiecte care ajung aproape la toată lumea. Unul dintre aceste subiecte este cel despre fetița de 13 ani. Vă aduceți aminte, v-am relatat, o fetiță de 13 ani la școală a desenat. Li se spune copiilor că trebuie să deseneze ceva despre război, despre operațiunea militară specială și despre eroii Rusiei. Iar fetița noastră a desenat un steag al Ucrainei și oameni care sufereau, o casă cu steagul Ucrainei și oameni care sufereau din cauza soldaților ruși. Se sperie profesoara atât de tare încât se duce la directorul școlii, directorul școlii se sperie și el și sună la poliție. Este căutat tatăl fetei, nu are mama această fetiță, tatăl fetei este cercetat și apoi condamnat. Aflăm astăzi că a fugit din Rusia, dar nefericitul a fugit în Belarus. Iar milițienii, polițiștii l-au prins, îl vor aduce înapoi, este condamnat la 2 ani de închisoare. Fetița a fost trimisă obligatoriu în orfelinat. Din orfelinat îi scrie tatălui că pentru ea, el este eroul. Și această poveste, în mod surprinzător, circulă prin Rusia. Aproape că îmi pot imagina cu ce fel de efect, Emanuel Cernat. Această poveste amintește foarte mult de perioada sovietică, în primul rând. Amintește de perioada sovietică în care delațiunea era o chestiune la ordinea zilei, inclusiv în școli. Sunt acele povești teribile cu copii eroi care veneau și își turnau proprii părinți, mm-hmm, că ar fi avut vederi care nu corespundeau viziunii. Părinți care ulterior sunt executați, iar copiii devin eroi. Aici o problemă foarte mare o reprezintă acea profesoară care vine și se îndreaptă împotriva unui copil, pur și simplu, știind care vor fi urmările. Pe de altă parte, faptul că aceste informații sunt promovate de către media rusească te duce cu gândul și la faptul că este o acțiune în care se arată că se strânge șurubul. Încet, încet, șurubul se strânge și ne reîntoarcem pe față la cele practici ale perioadei sovietice, a unor ani de tristă amintire. Faptul că un copil de 12 ani rămâne singur pentru că tatăl ei, care a fost condamnat la 2 ani de închisoare, acea condamnare era înainte de fuga lui. Înainte de fugă. El a fugit înainte ca acea condamnare să fie pronunțată. După pronunțarea condamnării se va adăuga în mod cert un spor pentru această fugă. Deci este o poveste absolut teribilă și trebuie să întotdeauna să ne amintim că în spatele tuturor acestor știri sunt niște oameni reali, niște oameni care suferă de o manieră îngrozitoare. Dar apetitul Moscovei astăzi de a încerca să stăpânească orice fel de mișcare, de protest, fie că este vorba în cadrul unei școli. Aici ne amintește foarte mult de perioada de dictaturile latinoamericane, unde se venea și exista o doctrină care spunea în ADN-ul copilului sunt transmise deviațiile, atunci era vorba de regimuri autoritare împotriva mișcărilor de stânga. Și se spunea, sunt împotriva deviațiilor marxiste. Și atunci, soluția era omora întreaga familie, ca să nu se propage aceste deviații. Astăzi vedem același lucru. Se distruge o întreagă familie doar de teama de a nu lăsa ca aceste lucruri să poată să capete amploare. Pentru că dacă asta se întâmplă astăzi într-o școală, mâine s-ar putea întâmpla într-o universitate,
ca o paranteză, există o studentă care a fost de asemenea condamnată, dar a reușit să fugă. Pentru niște postări destul de anodine pe rețelele sociale, în care își dorea pacea. Dar iată cum acest lucru, dacă s-ar propaga, ar putea reprezenta o amenințare pentru regimul de la Kremlin. Vă dați seama, Ion Meioniță, că propaganda rusă, Putin, consideră că un copil de 13 ani care a făcut un desen reprezintă un pericol și îl prezintă, probabil că circulă povestea asta ca să fie caz exemplar, să le intre bine în cap ce pot păți, nici măcar să nu gândească. Din păcate, pentru Rusia nu e ceva nou și nici șocant. Așa ceva s-a întâmplat începând din 200 de ani în urmă, de la venirea comuniștilor bolșevici la putere. Ei au instituit lagărele, ei au instituit poliția secretă, ei au instituit poliția minții, ei au instituit execuțiile în masă pentru toți cei care erau considerați împotrivă, dușmani ai poporului sau de neîncredere, pur și simplu. Sau dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Și nu știm ce efecte pot să aibă chestiunile astea acum, în secolul al XXI-lea, când de fapt este perpetuarea acelorași practici de gulag, de teroare, de control total asupra minților oamenilor și asupra informațiilor. Vă dați seama că totuși pornește de la dintr-o școală. Adică oamenii erau atât de terifiați încât au văzut ceva, au spus, dacă pică asupra mea. Steagul Ucrainei, da, ferească da, Dumnezeu. Dacă pică asupra mea, mă toarnă pe mine cineva, că am tolerat. Imediat la miliție să anunț sabotajul, nenorocirea și directorul și tot. Așa funcționează aceste sisteme, care sunt pline de turnători. Nu știi niciodată cine te ascultă, cine raportează. Pentru toți cei care își doresc regimuri de tipul ăsta, că sunt mulți, foarte mulți, care iubesc așa ceva, să gândească că ar putea să fie în locul acelui tată. Să fie despărțit de copilul lui, care n-are mamă. Pentru că copilul lui a făcut acel desen. Nici măcar nu l-a făcut tatăl. A făcut copilul. Și e condamnat tatăl, copilul e trimis și să se gândească un pic că n-are practic cui să se adreseze. Cui să spună, sunt o victimă, apărați-mă. Cui? Nimănui, nu te apără nimeni. Poți să vii să spui, da, vreau și eu, mână de fier, să-i strivim pe dușmani, să-i călcăm în picioare, toți uniți, cu flacăra, steagul în frunte. Vei fi următoarea victimă, nu te va apăra nimeni. Nimeni. Pentru că regimul nu te va lăsa cum beneficiezi acum, liber, vorbești ce vrei, critici pe cine vrei, spui, ministrul ăla e așa, guvernul ăla e așa, jos, te duci în stradă, spui jos, mă duc în stradă, nu-mi convine, domne, sunt nemulțumit. Mă duc și stric, jos, și se întâmplă nimic. Mă duc acasă și mă uit la telenovele, după aia, la Netflix. Fă același lucru acolo și ajunge așa și copilul tău, deci oamenii poate nu înțeleg lucrurile astea, li se pare departe, nu e departe, e aici, e pe strada ta. Oricând vecinul tău într-un asemenea regim spune, a scris ceva, a spus ceva, nu e în linie, am trecut asta prin comunism, știm cum s-au întâmplat lucrurile astea, știm câți ne turnau. Sau câți trăiau drama de a fi șantajați să toarne pe altul. Vă dați seama, nu voia să facă chestia asta. Dar spunea, ai făcut asta, te știm cu asta, cu tare. Acum ne spui ce a spus vecinul tău. Îl ai pe conștiință și îți pasează această responsabilitate uriașă să-l ai pe conștiință pe vecinul tău. Asta se întâmplă în asemenea regimuri, dar nu ne interesează. Și tot în Rusia se mai întâmplă ceva. Robert Kiș, unul dintre Wagneri, eliberat, pentru că la un moment dat a existat acest contingent de pușcăriași care scăpau de pedeapsă dacă luptau suficient de mult timp în Ucraina, unii 6 luni, alții 1 an. După expirarea acestui termen, au devenit oameni liberi și s-au dus de unde au venit. Există o poveste cu un domn dintr-un sat care atunci când s-a întors de pe front,
pușcăriaș fiind de fapt, a apărut cu o coasă și un topor. Și din păcate a mai ucis un om, a ucis o femeie. A doua femeie pe care o ucidea din aceeași localitate, pentru că în 2019 a ucis o femeie băut fiind, a bătut-o cu pumnii și cu picioarele și a strangulat-o. A fost condamnat la 14 ani de închisoare în 2020. Anul trecut, știți foarte bine, a ieșit din închisoare în baza acelui decret prin care pușcăriașii puteau să fie înregimentați în batalioanele lui Evgeni Prigojin ale grupului mercenar Wagner. A mers, a luptat în Ucraina, după care s-a întors din nou în localitatea de unde a și comis prima crimă, ca un om liber, pentru că a fost grațiat, nu? Că a luptat în Ucraina, s-a întors ca un erou al Rusiei. După ce s-a întors, timp de 2 săptămâni a terorizat efectiv ceea ce vedeți acum în imagini, e un fel de ședință, sfatul popular, oamenii din localitate care se plângeau că sunt terorizați de acest luptător, erou al Rusiei, care umblă beat pe stradă cu un topor în mână și cu o furcă și strigă că îi omoară pe toți. A fost reținut pentru că umbla pe stradă cu toporul, doar că a fost reținut și mai apoi a fost eliberat pentru că urma să se întoarcă din nou pe front având contract cu Wagner pentru un an. Era acel tip de contract pentru o perioadă mai lungă și el practic s-a întors acasă doar într-un soi de concediu. Au și primit oamenii garanții de la polițistul care l-a reținut, au primit garanții că se va întoarce pe front și va fi din nou liniște în localitate. Însă până să plece pe front, a omorât o femeie în vârstă de 82 de ani, mama unui localnic, a găsit-o înjunghiată și moartă. Nu a mai apucat să mai întoarcă pe frontul din Ucraina, pentru că l-au prins și acum e reținut. E în pușcărie, dar asta nu e o garanție, s-ar putea să aibă nevoie Wagner din nou de pușcăria. Și domnule amiral, spuneți-mi la ce vă gândiți când aflați povești de genul fetiței de 13 ani, cât de e regimul totalitar aflat la limită? Sfârșitul unde e? E departe? Mai poate să o țină tot așa? Ion Meioniță tocmai ne-a spus că la ruși au ținut 100 de ani. Dar totuși, cât pot să reziste oamenii ăștia? Societatea rusă este foarte rezilientă la astfel de situații. Și istoria a dovedit. Și tot ce vedem noi, toată agresivitatea asta lor, inclusiv războiul, printre altele, vine, cred eu, și să mascheze. Și toată paranoia asta a lor vine cumva să mascheze problemele pe care le au în interiorul societății. Probleme economice, probleme sociale, probleme morale de acest tip. Eu am fost la Sochi în 2014. A fost o regată a Marilor Veliere, poate vă aduceți aminte, în Marea Neagră, și una din etapele a fost Sochi, unde a și venit președintele Putin. Și am stat acolo o săptămână așa, am vizitat ce era de vizitat. De atunci mi-am dat seama că societatea rusă este pregătită de el să fie o societate închisă. Uitați, copiii nu știau limba engleză, tinerii. Deci ei nu erau încurajați să învețe o limbă străină, ceea ce înseamnă că nu erau încurajați să poată ști ce se întâmplă în jurul lor. În fond, limba engleză este limba internațională. Putin a pregătit societatea de ani de zile și, din păcate, Occidentul a fost opac aici. Adică nu ne-au crezut pe noi cei din Est, din Estul Europei. A pregătit societatea asta să fie o societate închisă. Ceea ce se întâmplă acum este rodul a 20 de ani în care el s-a aflat la putere și ușor, ușor către asta s-a dus. Lucrurile la un moment dat vor crăpa. Nu știm când și nu știm cum. E foarte greu de prezis. Eu, de exemplu, acum mizez, dacă mă întrebați personal, eu mizez acum pe o ofensivă decisiva ucrainilor anul ăsta. Eu cred că Ucraina trebuie ajutată rapid și decisiv să închidă repede războiul și să îi împingă pe ruși la ei în țară. Însă, dacă nu se va întâmpla așa, lucrurile se vor complica, pentru că anul viitor în Europa este un an electoral, dar nu e ușor nici pentru ruși, pentru că, așa cum vă spuneam, pe măsură ce trece timpul, sancțiunile economice
își fac simțit efectul. E foarte greu de prezis ce se va întâmpla, lucrurile sunt extrem de complicate, însă ce se întâmplă în societatea rusă în momentul de față este o adevărată paranoia. Ce se întâmplă în societatea rusă, poate și acesta este un motiv, Emanuel Cernat, pentru generalul Mark Milley să spună în Congresul American că amenințarea Rusia-China-Iran va fi una de foarte lungă durată. Adică mă gândesc eu că în viziunea generalului care este șeful militar al armatei americane, este șeful militar al Pentagonului, în viziunea lui războiul ăsta dintre Rusia și Ucraina se va termina cumva, dar asta nu va lecui Rusia? Nu, n-a spus niciun moment că se va termina foarte curând acest război. A venit doar și a enunțat această nouă axă a răului, ca să spunem așa, și această amenințare pentru Statele Unite ale Americii, care vine exact din această zonă, din această triadă Moscova, Teheran, Beijing. Și este o amenințare normală și nu e o amenințare neapărat pe termen scurt, cât e o amenințare pe termen mediu și lung. Să nu uităm că pe strategiile de securitate ale Statelor Unite, China este arătată ca fiind principala amenințare pe termen lung pentru Statele Unite ale Americii, alături de Rusia. Rusia, prin acest război, și-a atins limitele din punct de vedere al amenințării. Dar rămâne o putere nucleară. Iranul în acest moment este foarte aproape, foarte aproape de a reuși să dezvolte capacități nucleare. China, care va păstori aceste două țări, pentru că este, până la urmă, este suveranul care își ghidonează vasalii, e o amenințare pentru întreaga lume. Iar, apropo de ce spuneam mai devreme, domnul contramiral, Rusia nu se bazează pe un... A ratat războiul Blitzkrieg-ul și atunci știe că șansa pe care o are este într-un război de uzură. Într-un război care să uzeze nu numai din punct de vedere material și uman Ucraina, ci să uzeze și Europa și restul lumii civilizate din punct de vedere moral. Urmează niște ani extrem de complicați, urmează un 2024 cu alegeri nu numai în Europa, ci și în Statele Unite ale Americii, cu niște repoziționări clare după aceste alegeri. Nu mai putem să fim atât de siguri că sprijinul care în acest moment este unul extrem de unitar la nivelul întregii lumi civilizate pentru Ucraina se va putea menține, pentru că sunt probleme interne. Vedem ce se întâmplă în Franța, vedem ce se întâmplă în Marea Britanie, vedem ce se întâmplă în Statele Unite. Toate aceste țări au problemele lor interne pe care trebuie să le depășească. Și ușor, ușor s-ar putea ca atenția către Ucraina și drama poporului ucrainean să scadă această atenție. Și atunci, pe asta se bazează Vladimir Putin și încearcă să tergiverseze cât de mult poate, știind că timpul lung e în favoarea lui. Un singur minut, Ion Meioniță, axa răului, noua axa răului, da? Rusia, China, Iran, va exista, sau mai bine spus, China va mai avea nevoie de o Rusie care pierde războiul din Ucraina? Are nevoie de resurse. Deci pentru China evident că Rusia este un mare furnizor de resurse și ieftine. Pentru că China spune la ce prețuri cumpără aceste resurse. Numai hidrocarburi, gaze, petrol, dar și restul resurselor. Rusia e cea mai bogată țară în resurse de toate tipurile. Așa încât pentru China e clar că e o cămară, se aprovizionează din plin și aprovizionează economia și cu asta basta. Adică nu a fost marele succes pentru Rusia întâlnirea la nivel înalt. China și-a expus viziunea asupra lumii și așteaptă ca ceilalți să se alăture acestei viziuni pe care președintele chinez a expus. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, domnilor! După o scurtă pauză, Ioana Ciurlea vă așteaptă cu ultimele informații. Seară bună!